Sunt Tatiana Andrieș și astăzi mă voi adresa din nou doamnelor nou începătoare în arta croșetatului și vom lucra împreună acest model de fluturaș, care veți vedea că este foarte simplu, are un aspect plăcut. Îl puteți folosi atât ca ornament în diferite lucrări pe care le executați, dar poate fi și un frumos mărțișor. Modelul în sine este foarte simplu. Veți vedea că se lucrează cu foarte mare ușurință. Pentru partea albă eu am folosit firul Bravo, iar pentru margine am folosit firul de macrame. Puteți folosi diferite culori, culorile care vă sunt pe plac. Apoi am lucrat cu croșetul numărul 2, nu cred că se vede bine aici. Am folosit croșetul numărul 2. Vom avea nevoie de foarfece ca în toate lucrările noastre, vom avea nevoie de lipitul lichid și în ultimul rând, dacă dispuneți, vom avea nevoie de acest tip de mărgeluțe la metru sau chiar pot fi și un pic mai mari, nu este o problemă. Fiind prezentate acestea, eu propun să lucrăm. Voi îndrepta camera în modul în care dumneavoastră să puteți vedea pas cu pas ceea ce eu execut. Da, camera mai jos, în felul acesta. Și voi începe prin a lucra în cercul magic. Un număr de 3 ochiuri de lanț. Apoi voi lua firul odată pe croșet, voi lucra un picioruș dublu pe care îl voi ține aici, al doilea picioruș dublu, iar acum le vom închide pe toate trei împreună. După ce am închis aceste trei piciorușe duble, vom lucra un număr de 8 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apoi voi lua din nou firul pe croșet. Voi intra în cercul magic și voi lucra din nou un picioruș dublu, ținând întotdeauna aici pe croșet firul. Al doilea. Al treilea picioruș dublu și voi închide totul împreună. Apoi voi repeta din nou cele 8 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și repetăm pentru a treia oară acel grup de trei piciorușe duble. Avem 1, 2, 3. Le vom închide pe toate trei împreună, bineînțeles și firul de aici, de la ochiurile de lanț, îl vom include. Voi lucra din nou 8 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Iar acum vom face cel de-al patru și ultimul grup de piciorușe duble. Avem un picioruș dublu, al doilea, al treilea picioruș dublu, le vom închide împreună, vom lucra din nou 8 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vom închide cercul magic. Felul acesta și vom uni aici unde am închis primele trei ochiuri de lan, de primele trei piciorușe duble și am început ochiurile de lanț. Deci aici vom intra și vom uni cu piciorușa alunecat. Apoi cu piciorușa alunecat mă voi deplasa în primul arc format din cele 8 ochiuri de lanț și voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și voi continua să lucrez piciorușe duble. În fiecare astfel de arc vom lucra un număr de 14 piciorușe duble. Avem 3, 4, 5, 6, 8. Vom împinge un pic așa piciorușele să ne încapă toate. 9, 10, 11, 13, 12, 13 și 14. Acum, cu aceste 14 ochiuri, ultimul de aici, vom intra între aceste două arcuri și vom închide cu un picioruș scurt. În felul acesta. Apoi ne deplasăm în următorul arc, cu piciorușa alunecat și exact ca în celălalt arc voi face întâi 3 ochiuri de lanț și apoi voi continua să lucrez un număr de 14 piciorușe duble. Deci, în felul acesta, vom lucra în cele 4 arcuri formate din cele 8 ochiuri de lanț. Este ușor, este foarte rapid de executat. Și apoi, este plăcut. Și cel puțin mie îmi place. Acum voi lăsa la aprecierea dumneavoastră 2, 4, 6, 7
9 10 11 12 voi strânge un pic din nou aici 13 și cel de-al 14-lea picioruș voi închide aici între cele două arcuri cu piciorul scurt, mă voi deplasa piciorul alunecat în cel de-al treilea arc și voi executa la fel ca în primele două. Noi ne vom întâlni când vom termina de lucrat în aceste două arcuri. Iată, ne-a ajuns la sfârșitul celui de-al patrulea arc. În fiecare arc, așa cum vă spuneam, am lucrat 14 piciorușe duble. Acum voi închide cu culoarea albă, aici, din nou, între cele două arcuri. Voi închide în mod normal cu fir alunecat sau picioruș alunecat, cum vreți să-l numiți. Voi scurta firul, voi închide și apoi îl voi ascunde pe dos. Dumneavoastră fie folosiți croșetul, fie veți folosi acul, eu ascund cu croșetul în felul acesta și pentru că, așa cum știți, întotdeauna eu ceea ce lucrez mai mult în scop demonstrativ, să vă arăt anumite lucruri pe care poate nu le cunoașteți ca începătoare. Doamnele care lucrează de foarte mult timp cunosc foarte multe modele, cunosc foarte multe trucuri, să spunem așa, în arta croșetatului. Am ascuns și acest fir de mijloc. Acum eu le voi scurta să nu mă deranjeze în momentul în care vom lucra cu cealaltă culoare. Aceste capete întotdeauna le strângem pentru că ne vor folosi când vom umple jucăriile tip amigurumi. Acum eu acest fluturaș am decis să lucrez cu culoarea mov. Celelalte le-am lucrat cu roșu și cu culoarea grena. Acesta îl voi lucra cu mov. Voi pune firul, după cum vedeți, în două. Voi intra aici, în primul ochi, dintr-un oarecare arc, nu are importanță. Așa. Deci voi intra în primul ochi, voi trage firul. Voi face un picioruș scurt, îl trag cu atenție pentru că nu vreau să mi rămână urât aici, așa. Apoi cu firul în mână voi lucra 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Cu aceste 3 ochiuri de lanț voi intra din nou aici de unde am început, deci în primul picioruș dublu
și le voi închide împreună. Apoi mă voi îndrepta către cel de-al doilea picioruș dublu. În felul acesta am făcut un picioruș scurt, voi face trei ochiuri de lanț și din nou, în corespondența aceluiași ochi, voi închide cu un picioruș scurt. Mă voi deplasa în următorul ochi, în același fel. Deci voi face un picioruș scurt, trei ochiuri de lanț, mă voi întoarce în același punct de unde am plecat, voi închide și mă deplasez către următorul. Picioruș scurt, trei ochiuri de lanț, voi închide în același loc, deplasez către următorul picioruș. Nu este nimic greu, este foarte ușor și foarte simplu. Așa cum vă spuneam, dumneavoastră puteți folosi chiar și pentru partea centrală culoarea care doriți, culoarea care vă place, să o îmbinați să o asortați cu culoarea care considerați că este potrivită. Deci mai mult sau mai puțin pașii pe care îi avem de făcut sunt foarte simpli. Nu este nimic greu, de aceea această săptămână am făcut câteva tutoriale în care am vrut în mod expres să mă adresez doamnelor începătoare, pentru că așa cum spun și cum am spus întotdeauna, repet din nou, nimeni nu se naște învățat, toate și toți învățăm în mod continuu, mai ales în acest hobby pe care îl avem, al lucrului de mână. Sunt lucruri pe care trebuie să le învățăm, fiind o pasiune aceasta, din dorința de a crea ceva frumos, ceva deosebit, să ne punem la contribuție, să spunem așa, imaginația, răbdarea, îndemânarea, și veți vedea că lucrând încet, încet, zi după zi, vom ajunge a executa lucrări mult mai complexe, mult mai mari, mult un aspect mult mai frumos, pentru că, bineînțeles, la început este inevitabil să nu se întâmple și anumite greșeli. Așa cum am spus odată, cunoașteți acel dicton latin care spune: errare umanum est, a greși este uman. De aceea trebuie 2 și al treilea. Trebuie, acum mă adresez doamnelor care sunt mult mai avansate, trebuie să înțelegem și anumite greșeli pe care le fac
doamnele noi, deci am ajuns aici la capătul primului arc. Așa, vom închide între cele două arcuri cu un piciorul scurt și apoi vom intra în arcul următor și în ultimul ochi din corespondența primului picioruș dublu vom lucra din nou un picioruș scurt urmat de 3 ochiuri de lanț. Vom închide în același loc de unde am pornit. Apoi ne deplasăm către următorul picioruș și continuăm astfel pe întregul parcurs a acestor patru arcuri. Acum că ați văzut exact modul în care lucrez, eu voi continua să lucrez singură, la fel și dumneavoastră, și ne întâlnim la sfârșitul ultimului arc pentru a vă arăta modul în care montăm fluturașul. Ne revedem când vom termina de lucrat aceste patru arcuri. Nu vă speriați dacă vă iese un pic încrețit, pentru că tocmai acesta este farmecul, aceasta ne ajută să dăm formă de fluturaș. Ne reîntâlnim când vom termina aceste rânduri. Iată, ne-a ajuns la capătul celor patru arcuri. Așa. Acum voi închide. Voi intra din nou aici, între cele două arcuri. Voi face un picioruș scurt. Iar apoi voi uni aici în primul picioruș din arcul de la începutul acestui al doilea rând. Voi tăia firul. Voi închide lucrul. Felul acesta. Ascundem firele pe spate. Așa cum vă spuneam, puteți face acest lucru fie cu croșetul, fie cu acul, cum vă este mai ușor. Se face aici un mic nod pentru a-i da stabilitate de piu. Mai multă, scuzați, scap uneori câte un cuvânt în limba pe care o vorbesc toată ziua, de dimineață până seara, și fără voie îmi scapă câte un cuvânt. Acum vom da formă fluturașului. Vedeți, practic îl punem în două. În felul acesta. Ați văzut? Nimic deosebit. Îl punem în două. În felul acesta. Dacă nu aveți lipici lichid sau lipiciul la cald, aici puteți coase. Eu voi folosi lipiciul lichid
Pentru că, așa cum vă spun, întotdeauna lucrările mele sunt în scop demonstrativ, în scopul ca fiecare dintre dumneavoastră să învățați câte puțin din acel puțin pe care îl știu și eu. Deci, după cum vedeți, am lipit în două, apoi cu firul de mărgele pe care vi l-am arătat la început, voi pune în modul în care cât de cât să creăm aceste antene, așa. Voi pune din nou aici pe mijloc, voi pune lipit lichid. Iar peste acest lipit lichid voi aplica mărgeluțele. Voi ține un pic apăsat ca ele să se lipească și iată că am făcut acest drăgălaș fluturaș. Eu sper foarte mult să vă placă ceea ce v-am arătat, să vă fie de folos, să lucrați cu plăcere. Din nou vă rog să vă înscrieți pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș. În felul acesta îmi dați un mic ajutor în a duce mai departe acest canal. Așa cum v-am spus și alte dăți și acum vă repet, totul este gratuit. Puteți să vă înscrieți liniștite, nimeni nu vă cere nimic altceva decât să dați un like, un coment la lucrările mele, să le lucrați, dacă vă plac, bineînțeles, distribuiți. Puteți privi un tutorial și de 10 ori dacă doriți, nu vă costă nimic absolut. Acesta este tutorialul pentru doamnele începătoare. Aceasta am vrut să creez în seara aceasta împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet pentru atenție, sunt Tatiana Andrieș și vă aștept alături de mine, vă aștept cu idei, cu comentarii la lucrările pe care le execut. Fie că vă plac, fie că trebuie să mă criticați, eu mi-asum criticile, mi-asum greșelile pe care le fac, dacă le fac, și vă mulțumesc tuturor, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, noi ne revedem cât mai curând cu un nou model. Din nou pentru doamnele începătoare, la revedere, sunt Tatiana Andrieș și vă mulțumesc din nou.